Da, domnule. Gol lui niciun scaun. Așa. Pentru domn primar, nu? Domn primar, bine. Păi, să aveți ceva la Iași și nu sunt în teren pentru a vedea drumurile pentru asfaltare. Cred că va face licitația luna viitoare și sperăm că în octombrie să începem asfaltarea satul nou. Pe acolo, pe poartă platină, este vorba de la... Pentru că într-o ăla, e vorba de 13,8 creveți. Eu la Cornățel pot să vă informez eu. Aia care a câștigat licitația nu s-a sunat de cuvânt. Aș să treacă 90 de zile ca să-și cheamă la licitația lor. Să fie altă firmă, să-și poată conserva. Da. Da. Cam atât. Domnul... Domnul secretar. Domnul secretar. Hai să domnul. Domnilor colegi, prin ordinul primarului a fost convocat în ședința ordinară din data de 29.07.2016. Pe ordinea de zi, așa cum ați fost informați, avem 3 proiecte de hotărâre. 1. Privind activitatea pe linie de cultură și culte în Comuna Ureche, județul Bacău. 2. Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016. 3. Privind constituirea Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Urechești, și aici vreau să fac remarca, doar alegerea președinților și secretarilor celor două comisii, întrucât în ședința de constituire din data de 25.06 s-a stabilit membrii celor două comisii. Cine este de acord cu ordinea de zi? Să pun la vot ordinea de zi. 12 minute, da? Domnul secretar, deci în unanimitate cu consilierii prezenți în sală, ordinea de zi a fost aprobată. Aș dori să fac următoarea mențiune Consiliului Local. Având în vedere că se cunoaște componența celor două comisii de specialitate, propun ca proiectele de pe ordinea de zi să le considerăm cu aviz favorabil pentru a putea să le supunem votului dumneavoastră. Cine este pentru de cele două comisii? Domnul secretar, în unanimitate, Consiliul a fost de acord. Să acorde aviz favorabil proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. Eu, din punctul meu de vedere, eu i-aș da primul punct de pe ordinea de zi domnului viceprimar pentru a susține în locul domnului primar proiectul de hotărâre.
Eu am să-l detaliez, dacă mă refer la cultură. În primul rând, sunt pur și simplu religios. Noi, în perioada ulterioară, am avut o grămadă de lucrări prin cultură. Obiectivii care s-au încheiat, mă refer cu Corăță, Lunca, Lochie, Zogozia. Actualmente lucrăm pe cultura la Urichești, unde este biserica în construcții. Sperăm ca fie un mandatul ăsta să o apropiem. Am făcut un centru cultural care este făcut cu biblioteca de la Urichești. Am dotat-o până acolo cu mobilier. Cărți avem, să zic eu, suficient. Eu am văzut la adjuții și văd la noi în biblioteca care avem de ani în urmă. Avem carte chiar bune. O să mai cumpărăm cărți noi de ediții nouă care sunt acum. Sper că cultura împreună să facem o activitate benefică pentru localitate și o să dotăm cu calculatoare. O să găsăm să dotăm o leacă cu un suc, să atragem copiii cât mai mult către carte, împreună cu Consiliul Local. Sperăm să avem o activitate cât mai bună. Și cu școala, bineînțeles, fără școală nu te face nimic. O să fie vorba despre centrul ăla cultural de la Urechești, care a fost terminat. El a intrat într-o activitate, chiar mă să desfacem, aproape sâmbătă de sâmbătă, oamenii fac cubetrii, fac nunți, treabă de fate. O să fie axat partea de sus, am dat voie de loc pentru nunți. Am zis că facă pentru copiii la școală activități care sunt în cadrul lui. Și nu era un motiv acolo, fiindcă în 20 euro acolo s-a destruit parchetul acolo, dacă ar fi cu dată, nu știu. Și sper tot cu școala împreună să le dăm o funcționalitate de plină. Ați băgat poate seamă, noi facem modele acolo competente pentru braze aia, o parte s-a mai uscat că la acolo și e modul de braz. Dar se ude, iarba văd că merge bine. S-a început dotările cu scaune. Avem deja 104 de scaune care sunt interior. Sperăm că în câteva, știu, răptămână, două, să punem și miesă. Să avem o funcționare la întreaga lui capacitate. Este vorba de obiectivul Lunca Dochie la Caminul Cultural de acolo. Acolo vei răspunde eu de el. Vreau să-l dotez cu scaune, mese, pahare, tot ce trebuie știi. Ca să fie exact funcționabil ca și la Urechești. Cam asta ar fi pe cultură. Dacă vreți să dau un lucru, poate scăpat acum, că păzim noi timp. Noi începem cu o curățenie generală la școli din Urechești. Prefer să pentru statul cu oameni fără să nu reiești. Trebuie făcută neapărat doamna la bine cu activitatea ca mine. Nu am fost o să nebun, dar trebuie că trebuie dorit de școala parametrii și ca copiii care încep în 15 de școală să poată dezvolta școala în bunii condiții. Iar ca principiul școala, fondul nu are ca să facă treaba asta, nici nu caz. O zi cu fondurile proprii ale Consiliului Local, să le punem în mișcare. Cam asta ar fi concluzii la... Dacă am scăpat ceva, vă cer scuze. Dar întrebați-vă cu vă dau orice răspuns. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul viceprimar. Stimați colegi, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâri privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, motiv pentru care îl rog pe domnul secretar să susțină proiectul de hotărâri. Da, acest proiect de hotărâre a fost promovat prin, de fapt, o cerință a legii. Legea 188 1999, legea funcționarilor publici, care prevede că în fiecare an trebuie aprobat un plan de ocupare a funcțiilor publice. La noi, în organigrama și în statul de funcții, avem șase funcții publice vacante, care le-am prins la a fi ocupate prin recrutare. Asta nu înseamnă că neapărat vom organiza concurs, dar ele sunt prevăzute a fi ocupate prin concurs de recrutare.
Cam asta ar fi. Vă mulțumesc, domnul secretar. Stimați colegi, datorită fiind situația, eu în calitate de președinte, de ședință, trebuia să supun la vot procesele verbale de la ședințele anterioare, lucru pe care doresc să-l supun la vot, deci pentru ședința de constituire, procesul verbal și procesul verbal de la ședința extraordinară din data de 26. Deci a fost situația de așa natură, s-a mai făcut trebuie de când s-a supus la vot procesul verbal și la sfârșitul ședinților. Nu este o problemă deosebită. Deci, vă supun la vot procesul verbal din data de 25-a-6-a, întâi. Cine este pentru? Constituire. Din Constituire. Da. Vă mulțumesc. Domnilor colegi, supun la vot procesul verbal de la ședința extraordinară din 26.07.2016. Cine este pentru? Domnul secretar, cu 8 voturi pentru. Cine se abține? 3 abțineri. Niciunul împotrivă. Suntem 12? Nu, suntem 12. Deci 3 abțineri și 8 pentru. Trebuie să menționați în procesul verbal de astăzi abținerea celor 3 consilieri datorită faptului că consilierii au lipsit de la ședința de extraordinar. Vă mulțumesc pentru înțelegere. În continuare, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și așa cum am reamintit mai înainte, se cunosc componența celor 2 comisii de specialitate, Comisia Juridică și Economic Contabilă, Agricultură, Cultură și toate celelalte. Acum, datorită faptului că noi cunoaștem componența celor 2 comisii, rog consilieri de la Comisia Economică, Finanțe, Agricultură, Cultură, să își facă propuneri pentru... Mai bine terminăm punctele astea două și la urmă facem... Cum? Terminăm punctele astea două care le-am discutat la discuții și la urmă facem pe comisie. Ca să ne mai deranjăm. Vrem o discuție în urma subiectului care s-au discutat astea două prima. De acord cu dumneavoastră. Da. Bun. Deci atunci lăsăm la urmă. Deci trecem la discuții. Cine se înscrie la cuvânt pentru... cele 2 proiecte de hotărâre prezentate de domnul viceprimar și domnul secretar. Cine dorește să ia cuvântul? Andrei, să vă întreb. Domnul Andrei Gheorghe. Altcineva, dacă mai dorește, cineva ca să ia cuvântul, domnilor colegi, este un edificiu care puteți aveți de făcut anumite... Trebuie ceva propuneți. Rog, pune comentarii. Bun, dacă dumneavoastră nu considerați că trebuie să vă exprimați punctele de vedere, eu îi dau cuvântul domnului Andrei Gheorghe. Vă rog, domnul consilier. Mulțumesc pentru legătură cu la cultură. S-a construit centrul cultural, deci activitatea există. E o singură problemă care ar trebui să o punem spre vot, să o dotăm cu niște accesoare, să udăm acolo, să nu mai udăm cu furtunul de hidraulic. Cu furtunul de pompieri. E prea multă apă și nu, iarba nu o să crească cum trebuie, o să...
păcate, nu de echip bun și, și mai am o problemă cu aparatul, deci, cu funcțiile publice. Noi nu mai avem contabil, vreau să știm oficial, mai avem contabil la Urechești, tot secretar. Oficial, doamna contabil s-a transferat la rezervele statului. Așa, primăria Urechești mai are contabil? Primăria Urechești nu mai are, postul este vacant. Vacant. Momentan, atribuțiile sunt îndeplinite parțial de doamna consilier Vițoi Carmen. Parțial, temporar, până la ocupare. Până la ocupare. Am avut un concurs pe data de, de fapt trebuia să fie pe data de 10 august, la care nu s-a înscris absolut nimeni. Nici măcar nu am fost întrebat. A fost dat drept care urmează public, să... a fost anunțat, avem și noi în primărie un anunț măcar la... Da, deci a fost... Aici, în afară de ziar, că ziarele se dă sâmbătă, duminică, weekend și pe urmă când rare ori mai găsești... Am cerut de atâtea ori funcții care se scoală la concurs să fie întâi afișate în primărie. Sunt, au fost. În primărie vreau să vă la afișat și pe urmă să-l dea către orice ziar. Deci cetățenii din comunul Urechești să fie informați cu locurile de muncă disponibile pe raza comunului Urechești. Și în primul rând, ei nu citesc ziarul. Foarte puțin se duc și eu am urmărit în ziar, când am urmărit era prea târziu, n-am urmărit pentru mine personal, am vrut să verific, să știu totul. Și era dată în care, în zile în care erau sărbători, erau... A fost, într-adevăr, anunțate, dar nu... Deci să fie o transparență. Vreau să fie afișate în primărie, primar. Oricine vine, știe care postul, se prezintă, să fie cetățeni din comună, poate sunt tineri care vor să ocupe un post. Da, să deci, aici nu este obligatoriu ca postul de... Obligatoriu să afișeze la concurs. Este, dar nu este obligatoriu ca postul să fie ocupat de o persoană care este mai puțin competentă, dacă este din localitate, și o persoană care vine din afara localității, dacă este competentă, să îi spui că nu ocupă... Mi-ați dat înțeles că în Urechești nu sunt persoane competente, de asta nu-i anunțăm, nu facem afișat. Nu ați înțeles ideea. Nu poți să stabilești. Transparent, nediscriminatoriu, deci nu poți nu să, poate, nu... să asiguri la cineva din Urechești sau de la... Deci toată lumea participă. Să fie transparent, dar să nu fie 10 zile și să n-aibă timpul să citească. Deci la țară n-are timp. Să vă spun, să vă răspund, de data asta s-a publicat 2 săptămâni în Onești Express, monitor oficial, internet, Onești Express. Deci problema... Câți din Urechești au abonament la așa ceva? Acum nu cât sunt informați pentru asta? Nu sunt, domnule. Eu vreau să fie în primărie, nu public să mergeți cu guvernament, dar să fie afișat pe bol aici. Eu spun că același lucru este și cu adevărul, poate și cu ziarul financiar la fel. Poate nu-l citesc nici pe ăla. Eu dimineața citesc presa, dar vin... De ce? La? Anunț a fost, știți, a fost publicat. Nu a venit să întrebe nimeni. Aș fi bucurat să fie cineva din Urechești. Domnul secretar, de ce... Nu trebuie să câștige neapărat, dar să fie în concurs, să participe. Domnul consilier, deci s-a stabilit cerul ca să fie afișat în primărie posturile care vor fi scoase la concurs. Simplu și la obiect. Domnul viceprimar dorește să vă dea un răspuns în ceea ce privește situația care ați ridicat-o cu apa de la centru cultural. Da, eu se lucrează acum doar pe centru cultural, dar am scos făcutul de pompieri, au făcut de cariege, tot cu erbă, da? Fiindcă vrei să-mi iei oapte, eu poate o crea unul singur, vreau să fie 30 să iei oapte acolo și mult cu furtun de la subțăriață. Comitat acum este acolo șantierul, au săpat deja, de să vii cu furtunii, vor da picături pentru fiecare aia. Iar referitor să spun la treabă la posturile de ocupanță acotabil, să știți că eu, din Brăgeană Vasile, m-are încântat să vii la primărie Urechești și să o persoană ca să facă treaba, este foarte greu. Adică contabile care sunt buni, sau economiștii care sunt buni și nu vin încoace, care motivul? Salariul. Adică ea nu vine la un salariu, salariu sunt foarte mici, bilețarul ăsta are foarte mici și la 12 milioane pe lună un contabil ca să n-avea conșediu, să n-avea seamă, să n-avea duminică, nu spun că am greu eu să găsesc, vă spun eu. Fata mea, ca a fost la primărie, a plecat tot din cauza sistemului politic. Adică ați aruncat cu mizerie urâtă, urâtă, urâtă. Trebuie să-i dai concediu, omule. Doamne, dar cum îi dai, nu știu, cum îi faci acări? Are dreptul. Este simplu. Bun. Dar sunteți mulțumit de... Sunteți mulțumit, domnul... Da. Să nu mai fie... Eu vă mulțumesc.
domnilor colegi, domnul Dogaru, doriți să... La diverse. La diverse. Un moment. Aștept. Un moment. La diverse, mai trebuie tu? Da. La urmă. La urmă. Eu, în calitate de președinte ședință, vreau să vin cu o propunere la dumneavoastră, ca să nu mai fie tot timpul aceste discuții. Domnul secretar, conform legii 215, să trecem pe ordinea de zi permanent și punctul diverse. Ca să nu mai avem discuții că nu știu ce și nu știu cum. Așa. Deci, pe marginea proiectelor de hotărâri care s-au dezbătut în ședința de astăzi, dacă mai întreb o dată, dacă mai este cineva care dorește să ia cuvântul. Mai avem o problemă la cultură care mai dacă scăpat, nu, dacă nu mai este, dacă nu mai este, atunci eu vă supun la vot proiectul de proiectele de hotărâre dezbătute în ședința de astăzi. Cine este pentru? Da. Da. Deci... Am văzut bine, sper, nu știu votul pentru, da? La cultură și plan. La cultură și plan, da. Pentru că la punctul 3, de fapt, acela nu e un proiect de hotărâre care să-l supunem la vot președinții pe comisii și secretarii. Acolo se alege, conform legii administrației publice locale, se alege de către membrii comisiilor respective. Vă mulțumesc. Domnul, trecem la punctul diverse. Domnul Dogaru, vă rog. Da. Am două probleme de discutat. Vreau să vă anunț pentru că un lucru. Vreau pe drumul de la Slobozia, domnul viceprimar, vreau să se facă curățenie. De luni. Din luni, dacă începem din luni, să punem pe cei de la 416 să facă curat. Ați văzut ce e bun? Să facă curat copacii și să-i curețe, să ia toată crângăraia cea uscată și toate bălăriile, burielile și de acolo, tăiate și luate, nu depozitate, grăbesc acolo. Și tot drumul de la cap la cap, pentru că s-a asfaltat și trebuie să aibă alea pe de culoare de asfalt acolo. Al doilea punct, vreau să vă întreb care este situația cu apa. Am două zile și două nopți, unde apă nu prea am, n-am mai deloc și eu la cap de linie. Și dacă nici la cap de linie nu am apă, înseamnă că ăla din vârful dealului e mort. Vrem să știm, face program, nu face program, cine fură apa, trebuie să căutați așa care fură apa, că se spune că se fură apa. Avem personal plătit la apă, să o ia din poartă în poartă, că n-au ce face, și să-i caute pe hoț. Ăla care fură apa, o fură conștient și o fură, poate și cu știrea lor când fură apa. Noi nu pompăm apă în vârful dealului, eu să mă spăl în ligian. Eu plătesc apă și vreau să am apă. Dacă o faceți cu program, îi faceți program la apă. Știu că de la ora X la ora X eu am apă. Dar nu așa stau 22 nopți fără apă în curte, că să fură apă. Care să fură apă, dosar penal. Este miliție, e tot ce vrem. Adică poliție. Nu știu, la mine e miliție, nu-i poliție. Să-și facă treaba. De ce e în comună? Să-l plătește statul român. Și când statul te plătește, să faci treaba. Și cu asta am terminat. Atât am avut de spus. Și vreau să știu când vine apa. Dacă dintre dumneavoastră, estimați colegi, domnul Andrei Gheorghe, la punctul divers. La diverse. Țineași de cultură. Vreau să întreb pe domnul Bici. Continuăm la terenul de fotbal, de la Cornățel, la Coperișul, la... Da. Dacă se poate continua în vara asta? Am fost destul de blocați. Avem sistemul ăsta nou acum de calculatorii finanțare. De-abia acum s-a pus la punct. Așteptăm ca să revie un contabil, acolitam ritmul ăsta acum. Și dacă am putea să... Era mă liga 4. Dacă aveam acoperișul ăla, era mă liga 4. Așa da. Și dacă am putea trece și îl să duce și niște apă până acolo? Asta o faci pe asta cu apă, e o problemă de apă. Și s-a pus treaba acolo, a fost o să și de simcole. Deci ai de interes. Dacă pădurarii tu ăia că-și vă încăprivor sau progrind, era făcută la. Dar ei și care treaba, este pentru ei. Bun. Și mai am o problemă care trebuie să ne implicăm și noi consilierii și vicile și primar. Deci s-a făcut asfaltul la Slobozia, un lucru foarte bun. Dar trebuie să vorbim cu cetățenii și mai ales cu aia care au utilaje agricole, să fie atenți cu discul, când iese pe poartă.
să nu lese plugul jos, să nu-l strice. Asta trebuie să facem o ședință cu ei, cu oamenii din Slobozie, să le explicăm că nu se face fiecare an asfalt. Deci să aibă grija lui. Deci, în primul rând, să fie atenți. Că intră cu o mașină, vara, dacă e temperatură mai mare și nu poate să vină cu mașini mari, utilaje, ca să intre pe asfalt, îl strică și e păcat. Da. Deci e bine să facem o informare cu toți, măcar care au utilaje agricole, să-i chemăm la primărie, discutăm cu ei. Asta, domnule, e asfalt în comună, trebuie să avem grijă lui. Nu îl facem în fiecare, în fiecare an. Să ies în asfalt, da, să fii atent, să nu dei, când am dat, eu am dat la alt patronul să scade repede, că am dat la un tractorist, n-a fost atent. Să facă cu ei pregătire înainte, să le explice care... Și mulțumesc, am mai avut la diverse o problemă, care e o problemă veche, care zic în fiecare primăvară, cu drumurile din extravilan. Au intrat, nu poți să te duci, au intrat cu... au stricat multe drumuri. E bine să fac o comisie, să mergem pe teren, după ce, cu arăturile, în toamnă, în care să delimităm din nou drumurile. Nu mai sunt drumuri. S-au blocat, sunt foarte înguste, nu poți să mai duci pe câmp cu căruța sau... Deci ei au asociația, a intrat în fiecare an jumătate de metru, un metru. S-a îngustat, încă sunt multe drumuri care nu mai sunt. Deci duci și nu mai cunoști terenul. E păcat pentru că noi avem hartă pe... Și putem să facem o comisie cu consiliul local, să meargă câțiva consilieri, dacă nu. Și asta m-aș implica și eu, dacă... Mergem împreună în toamna asta. Mergem în toamna asta după ce se recoltează împreună și discutăm cu... Domnul consilier, după, din punctul meu de vedere, propunerea dumneavoastră poate să regăsească într-un proiect de hotărâri ca inițiator. Faceți un proiect de hotărâri ca inițiator și atunci nu așa a ori. Putem hotărâri de Consiliul Local să intereziți în comunități mese și drumul. Asta trebuie. Vedeți care este problema? Dați. Aici e ședința care vine ca inițiator. O băgăm în Consiliul Local, o aprobăm în Consiliul Local, dăm hotărâri în Consiliul Local și ideea e pentru ei. Nu mai poate să cadă lucrurile. Cu asta am chemat lucrurile. Este cel mai corect lucru și necesar să se întâmple lucrul ăsta. Deci un proiect de hotărâri al Consiliului Local, prin care se interzică anumite probleme. Exact, hotărârea Consiliului Local e legea comună. Deci, avem o poliție locală. O să ne gândim la lucrurile astea și o să... Bun. Vă mulțumesc, domnul Andrei. Cine... Doamna... Domnul Vasilică, eu. La apă. Domnul Vasilică. Da. Domnul Vasilică, haideți să vă treabă la apă, vă referiu. Acolo, cu o luată mijire de acolo, eu. După întâlche oameni, la treabă și eu. La apă potabilă, nu fără apă. Eu consum mare de apă, chisești toată închită. Oamenii mai udă ahonic, că începe să udă și pe lui viață, pe lui astea. Eu nu pot să interzic lui să mă duc în curte, pe eu închide apă, băi, n-am cum. Mi-așa pe de pare în cap. Eu am încercat acum ultimele de zile, două zile am încercat. Ne-am mai strangulat o lecoță, că de asta scuzi eu încetul la rubiet acolo. Ca să pot umplea bazinele să le-am prini, ca în seara, în momentul când se face, se spală oamenii și eu, femeile, rufele, să avea la mașina de spalat, rufele, că face baie, oameni, să avea apă pentru baie. De asta a fost strangularea asta un pic strânsă. Dar la mine nu mai nimic dacă o strangulez. Dar eu nu fac, îi dau drumul puțin, foarte puțin strangularea mea. Care dacă îi dau drumul la maxim, rămâne spalat apă definitiv. Fiindcă e zborul meu din poiană, mi-a scăzut cam în proporție de jumătate din ajută. Noi am prins anul trecut într-un consiliu local, cum am face o forare acolo în poiană. Eu sper să menții punctul ăsta, să treacă acum zilele astea care după alegerile locale și găsăm niște bani și eu vreo jumătate miliard, poate vine cineva sau poate miliardul să întrebească să facem forare din nou. Fiindcă am la forarea de acolo la 300 de metri, sitele mele care sunt acolo sunt rupte și s-au înfundat cu nisip. Eu ca să bag sitele înapoi acolo, n-am cum băga, chiar dacă vreau să bag, n-ai cum ajungi la 300 de metri acolo. Singura variantă este să bagă înapoi forare, să bag sitele pe alea, să poate face lucrarea, că lucrarea în poiană acolo are cât are, 40-45 de ani când cuge apa. Era și normal să se ducă. Dar poate găsim și cineva acum să facem o desipare. Eu sunt cu primarul zilele astea, să fac o desipare la izvorul ăsta și pur mă duc și încă 3-4 ani de zile mă duc și ridicit cu apa. Am un nivel foarte mic, 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 mic. Consumul e mare și ăștia este, așa cum este ea, ambigur. Acum să fim de obligur, ăștia care au roșii și castraveți, să cam trebuia cu ele, că nu mai au. Și a rămas acum, eu am găsit oameni, și în Zogozii, am găsit Urechești, mai uite, o știu eu un pom, mai uite, pe să o sucă și ăsta. Și pot să-i fac, fie locul meu, îi dau un cap.
Adică sunt lucruri care, dar dacă vreți, eu cum faci vezi, eu pot raționaliza. În perioada de secetă, zic, dau apă de la ora de, la ora de, la ora de, la ora de, și cu asta nu ceva de lucru. Adică, da, este și avantaje? Nu, e mai avantajos așa cum ați spus. Știți că atea ai oamenii în cap și spune, a, ăștia hotărât în consiliul da. Local o treabă și e prindem în cap oamenii. Ce să gândim, vă că eu încerc, mai ștragulez o recunțe că, de exemplu, în timpul zilei de la ora, zic, 9 până la ora 1, și după două col dau drumul, că au nevoie, mai au animale, oamenii, mai au, mai au porci, mai au păstări, mai au, adică e treabă care se poate, e așa. Dar sperăm că, eu și-am văzut pe televiziune acum, că mai avem 3-4 zile canicolă și poate Dumnezeu vine cu o ploaie de asta și mă rog, a pus suficientă, că dacă o dorea că nu mai ia individul apă acolo. Cam asta ar fi. Da. Bine. Acum vreau să vă pun o întrebare și vreau și explicația. De asta am văzut zguluri de aer. Trebuie aerisit la slobozie la capăt de coloană dacă facem treaba asta. Știu, dar băi, ce vei face treaba asta? Băi, fac aerisire. Dacă nu fac aerisire, nu vine apă. Păi vine adică baserii acolo rămâne fără apă dacă eu am făcut cu gol de aer. Și știi că treaba ajută să ții sub presiune, cum spune o minime, că dacă am închis ventilul definitiv și de la baserii, am muncă de o săptămână să scoate fără aerul. Este muncă titanică, nu pot treaba asta. Eu am văzut o leacă. Mai bun, vă facem. Adică că stăm până la nesfârșit. Vă mulțumesc, domnul Vigiliu, pentru lămuririle aduse. Da. Doamna Drago Luminița. O problemă mai veche și cred și majoră este la Cârnățel, la moară. Deci în urma viiturilor și a ploilor care au fost, au strigat pârăulă, trecerea dintr-o parte în alta și prezintă foarte mult vegetație, de asta cu gunoaie, cu tot felul de chestii. Dacă s-ar putea să cei de la ajutor social să poată face ceva acolo și amenaja drumul să poată trece. Nu se poate trece nici cu mașină, nici cu căruță, cu nimic. Pentru că a rămas cam jumătate de metru și trece așa cum așa. Se poate. Și treaba asta e mai veche și ar dori să se rezolve într-un anumit fel. Dacă mi-aduc eu bine aminte, noi parcă am avut un proiect avem de hotărâri cu un proiect de un podeț acolo. Nu, da, dar nu. Până la avem podeț, un proiect, măcar să amenajeze cu avem un proiect acolo de asfaltare, făcut da. Pe drogat porțiunea și până la până în Socia, da. După care e fădată, când e biciură, și de la gura uite de acolo încă 40 metri la deal. La deal. Da. Dar am avut sistem financiar acum, dacă primim o recunțăcă de știu de bani, că n-ar fi un lucru acolo așa teribil să nu poate executa. Nu, dar până, până l-a făcut așa cu asfalt, măcar să amenajeze... Nu, dar de vineri am oameni acolo la 46. Pentru că e foarte urât și dă imagine proastă la ceea ce eu mi-am notat, el vineri am oameni acolo pe corăsă la 46. Car cu căluțele, car cu alea, cu asta. Bun, asta. Da. Dacă, domnul consilier Lungu Viorel. Este problema cu iluminatul public în partea de jos de aici. Se aprinde la 10 și 10 și se stinge la 7. În partea de jos, unde? Aici, zona asta. Hotar. Hotar. De regulă ar trebui la 10 și la 5 să se stingă, nu? Da, am spus. Reglat. Trebuie reglat de peste reglat de ceasuri, ne-am. E consum care... Nu fiți o băi, dar... Și aceea și știți la satul. Și la satul nou s-a anunțat de data trecută. La și la aceeași problemă e și la conexia. Se aprinde la 12 și se stinge la 7. Da, la conexia la care? La câte? La care? Domnul... La potiță? Acolo la câte e, nu? Crim. Da, la Crim. Pe la conexia e un singur... Și la sat nou la fel. Tot la... E vorba de două ori de consumare. Uitați. Deci e vorba de iluminatul de lângă colț. Da. Așa, nu îl luau de la colț. Nu, atât e de acolo. Așa, la colț. Aș avea o rugăminte la dumneavoastră și asta nu cu răutate vă spun, pentru că concentrați-vă ideile și dacă doriți să luați cuvântul, vă înscrieți și luați cuvântul și nu mai vorbiți peste consilierul care i s-a dat cuvânt. Ne cerem scuze, deci cam asta este regula și este și în legea 215 este interzis dialogul între consilier și luarea de cuvânt fără permisiunea președintului de ședință. Vă mulțumesc frumos! Și vă rog seara și eu, mi-i scuze. Când aveți probleme de astea de iluminat, sau probleme de astea de urgență și apă, sau dați-mi telefon, sara, noaptea, eu sunt prezent permanent. Adică nu scomod.
Între fosturile mei, domnule, aici acuzi. Eu trebuie băieți acolo în 2011 să fac treaba. Să vă dacă stăm pe la o ședință care vine la viitoare, târziu. Dacă nu au un telefon, eu o pot remedia într-o zi, două ori remediez. Chem echipele, facem treaba asta. Gata. Domnul consilier Lungu Viorel, dacă mai aveți ceva de... Nu, atât. Vă mulțumesc. Dacă mai este cineva dintre dumneavoastră, nu mai este. Aș vrea să ating și eu un punct la acest punct diverse. Domnule, ce metodă putem lua să terminăm cu groapa aia de pe șoseaua din barieră? Acolo este un pericol permanent de accidente deosebite. Cu regret vă spun, în mandatul trecut, în prezența poliției, când a avut raportul anual poliția, am atins acest punct. L-am spus, domnule, să căutăm o soluție, o modalitate. Cine trebuie să ocupe pentru această groapă? E un pericol de accident deosebit. Și încercăm să vedem ce se poate face, domnul viceprimar. Știu, e drumul județian, eu nu pot interveni pe el, nu pot să gândeam să o astup definitiv. Să pui bietul sau sub. Nu mai pot curăța. Este vorba de curățat pe sub dușea care e dată. Drumul de județian, noi am făcut informarea către ei. Am făcut drumul către ei cu ei hartiuță. A rămas toate cap de pește, vă dau o treabă, este drumul și drumul național. La intrare, la curățări pe dreapta, unde cazam în Drăciu. Eu o râp acolo, acolo a murit și un om, am intrat la Iași, pe că am fost cât de mersuri. Toți spune, nu avem bani. Nu avem bani, nu facem, nu avem bani, nu facem. Dar pericolul există și acolo e mare pericol aici. Acolo, dacă vine un mașină, nu știu eu, om, dar acolo, a trecut în marginea de aciment, numai atinte, ca o 10 de metri, a murit. Este un pericol teribil acolo. Și mai avem, mai am o problemă. Eu pe asta, dacă eu pe asta îți puteam, dacă vreți, eu pot face cu asta. Și asta, pe mine greu. Aduc 2-6 de sani de ciment, am pus și o plasă de Buzău pe ea, păi pe ea și am văzut-o. Dar nu știu dacă este... Putem, e o variantă de lucru. Cerem aprobarea la Consiliul Județean ca să intervenim noi asupra ei. Dacă dă aprobare, e ușor. Cu cărămidă, să ridicăm sus, să pune grătarul deasupra. Da, bun. Am înțeles. Se poate ridica. Să ridicăm și noi. Pune canalizație, se ridică cu cărămidă zidită, dacă vrem să facem ceva noi cu banii noștri. Cerem acceptul la Consiliul Județean să putem interveni pe drumul respectiv. Domnul Andrei, eu am avut în perioada asta cu ploaie de acum pe Hulă, am avut pe drumul ăla care coboară de la Băbaliț la Vare până la barieră, drumul județean. Eu am făcut demersul la ei, a venit și la ei și acolo, s-au uitat toți, s-au fotografiat, s-au plecat, bună ziua, mă rog. N-au intervenit imediat să cuze șansul ăla, șansul ăla nu e meu. Iar drumul, șoseaua nu e mea, iar drumul ăla județenei. A trebuit să vii eu cu utilajul de la jos, să curăț drumul de știu, piatră, nu știu cum, n-a venit nimeni, nu știu care e motivul, n-au bani, n-au fonduri, nu, o treabă mai complicată. Și din colosul la, și din colosul la Varea, nu știu a fost treaba asta, nu uităm. Dar știi de ce? Nu-i doar. Ce și mi-a spus Consiliul Ștea? Isu, să nu vorbiți de bani. Vorbim orice, dar fără bani. Adică eu vin de cu toată lumea, dar fără să le bani. O vin de excursii. Da. Asta, vreau cum noi cu cazul 16. Acolo, cazul cu căruțele, e bine. S-a îngustat și ăsta. Știu? Da. S-a îngustat acolo. Da. Problema este felul ăla. Dacă mai sunt alte probleme, dacă nu mai sunt alte probleme, eu, domnul consilier, vă mulțumesc și să hai să trecem la, pe comisii la alegerea președinților și secretarilor. Comisia economică, vă rog, cum considerați? Aici vă retrageți, să facem aici filmat, să facem... A filmat. O retrageți, cum este. Vă rog, eu vă cer la cum doriți dumneavoastră. Lungu Viorel, Bogdan Vasile, Dragu Dumnezeu, Munteanu Mihai, Pisecaru Vasile, Porumbi Om, Rob Constantin, îl strângem și îl păcărăm. Ne strângem, stăm la aici. Propunem. Deci, mă propun eu, nu mă vedea, vedea cum este cam... Nu, domnul Vici, o secundă. Deci, cum doriți, după ce închei lucrările ședințe să alegeți? Da, deci părerea mea este că ședința o declar închisă, ședința ordinară, și noi acum putem să ne apucăm liniștiți, să ne facem treaba.